Aproape toate trenurile și vagoanele pe care le are în dotare Republica Moldova au termenul de exploatare depășit. O bună parte trebuia să ajungă de mult la fier uzat, însă angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova fac aproape imposibilul și reușesc să le mențină funcționale. Jurnalista TVR Moldova Natalia Chicu a făcut o inventariere a flotei feroviare și vine cu mai multe detalii. Bun găsit! Aproape toate locomotivele și vagoanele din dotarea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova au fost achiziționate cu aproximativ 50 de ani în urmă. Majoritatea sunt produse în fosta URSS și doar câteva în Ungaria și Cehia. Republica Moldova are 56 de locomotive. 12 au fost cumpărate acum câțiva ani din Kazahstan. Celelalte sunt cu termenul de exploatare depășit. Potrivit responsabililor de la CFM, ar fi nevoie de încă aproximativ 12 locomotive noi de manevră pentru a putea face față cererii de transportare a mărfurilor. Calea Ferată din Moldova mai deține aproape 4500 de vagoane marfare. Peste 2500 mai sunt exploatate. Restul se află în reparație sau în testare tehnică. Dintre acestea, aproximativ 1200 sunt vagoane simple, peste 700 destinate transportării cerealelor și în jur de 650 de vagoane universale. Alte 23 sunt pentru transportarea pasagerilor. Majoritatea au termenul de exploatare depășit, dar sunt funcționale. Flota feroviară a Republicii Moldova mai are 5 trenuri modernizate, cumpărate din România acum mai bine de un deceniu. Unul dintre acestea a ars și poate fi reparat doar la uzina producătoare. Alte 4 sunt pentru operarea curselor naționale și internaționale. CFM mai are un tren vechi de pasageri, dar ar fi nevoie de încă vreo 6 noi pentru cursele locale. Acest tren de producție sovietică a ars lângă orașul Drochia în anul 2020. Nu mai poate fi reabilitat, iar acum o lună a fost tractat în depoul de la Chișinău, unde e dezmembrat. Vedeți singur că a fost arsă și din tren să dăm scoatem și se poate. E mult discos aici. E mult. Adică mulți lucruri bune mai are. Și iese bun, acela scoatem. Piesele în stare bună vor fi folosite pentru reparația altui tren de același model de pe cursa Chișinău-Ungheni. Garnitura circulă zilnic pe această linie, iar din cauza vechimii se deteriorează destul de des. O bună parte dintre locomotivele din dotarea căilor ferate au termenul de exploatare depășit. Astfel de vehicule nu se mai produc de mult și nici piese pentru ele, așa că feroviarii sunt nevoiți să facă improvizații pentru a le repara. Поезд срок службы 20 лет, тепловозу срок службы 25 лет. Если будем ориентироваться на то, что последний дизель поезда и тепловозы мы получали в 80-х годах, то вот уже больше 30 лет. Стараемся их поддерживать более или менее в нормальном состоянии. În depoul de locomotive a fost adus și trenul modernizat care circulă pe linia Chișinău-Iași. CFM are în dotare 4 astfel de vehicule care periodic trec inspecția tehnică și în caz de necesitate sunt reparate. Într-o stare aproape impecabilă sunt și cele 12 locomotive americane cumpărate acum câțiva ani din Kazahstan. Conducerea căilor ferate din Moldova susține că ar avea nevoie de vreo 100 de vagoane noi pentru transportarea cerealelor. În prezent, aproape 90% dintre cele existente au termenul de exploatare. La moment nu putem spune că este o problemă stringentă și nu ne isprăvim cu flota pe care o avem, dar normal, pentru a mări capacitatea de transportare și de a asigura transportarea la timp, de a face față solicitărilor sezonierii existente, ar fi bine ca flota să se mărească. CFM are un adevărat cimitir de vechituri ce vor ajunge la fier uzat. 100 de vagoane și locomotive au fost scoase la licitație, iar alte 10 de unități urmează să fie radiate. Majoritatea vagoanelor și locomotivelor nefuncționale sunt parcate la Ungheni, iar banii obținuți din vânzarea acestora urmează să fie investiți în dezvoltarea și modernizarea întreprinderii de stat.